Cu bună dimineața! Bună dimineața! Rămână, bună dimineața la mulți ani! Mulțumesc! Scuzați, rog să faci onorile, el fiind un pasionat al dăruitului de flori. Exact. Să aveți o primăvară frumoasă! Și fix despre asta vorbim, aș vrea să fie atente toate mamele, pentru că vorbim despre alimente care ne țin tineri. Și sănătoși. Și sănătoși, da. Clar. Și formă. Tânăr, exact. Formă, da. Cred că tinerețea egal sănătate plus formă. Da. Ce alimente trebuie să consumăm să ne menținem o formă? Sigur, să avem un stil de viață sănătos. Pentru doamne e foarte important să-și mențină greutatea cât de mult se poate. Oscilațiile de greutate. Dacă greutatea e una bună, da. Deci oscilațiile cu creșteri în greutate, după aceea scădem 15, scădem 30 de kilograme din nou, toate oscilațiile acestea nu sunt bune pentru corp, așa că de tinere să vă gândiți ce să faceți pentru a putea păstra acea formă frumoasă. Cam la ce kilograme ar trebui să ne alarmăm în oscilațiile astea? Dacă e peste 3-4 kilograme? Peste 2 kilograme, deja la 2 kilograme înseamnă că faci când ceva incorrect. Așa, și când tot punem 2, scădem 2. Okay. După aceea avem aici un pește gras, avem somon, dar poate fi macrou, ton, pot fi sardine, cu prin aportul de acid gras și omega-3, care sunt grăsimi sănătoase, previn inflamația și, nu în ultimul rând, ne ajută să avem o piele frumoasă. Okay. Tot o piele frumoasă ne ajută grăsimile sănătoase pe care semințe. Le luăm din avocado, le luăm din semințe, din uleiul de măsline, tot cu efect antiinflamator și care ne ajută prin vitamina E la elasticitatea pielii. Mai avem frunzele verzi, salatele, mai avem vegetalele. Cu ce ne ajută acestea? Combinații de antioxidanți elimină radicalii liberi produși prin stresul oxidativ. Practic sunt deșeurile, ne ajută să le eliminăm. Aici mai avem și niște licopen, mai avem și retinol. Deci e combinația de vitamine. Nu prea, din punct de vedere, da. De okay. Avem aici gustul și acestea sunt cele mai gustoase în acest moment. Laptele? Și acestea ne ajută tot așa pentru o piele frumoasă. Avem iaurt, de fapt este iaurt, chefir sau sana, prin aportul de probiotice și le vom combina și cu fulgii de ovăz. Ce fac acestea? Ne ajută să avem un microbiom sănătos, o digestie sănătoasă, în relație directă cu imunitatea noastră și în relație chiar și cu emoțiile noastre, pentru că în momentul în care apar perturbări la nivelul acelui organ digestiv numit microbiomul, pot apărea chiar stări de anxietate tot și de depresie. Tot circulă de mulți ani de zile și tot văd, în special pe TikTok, de unde mă inspir eu de fiecare dată și mă informez, că mulți oameni, nu știu dacă sunt nutriționiști, e drept, spun evitați lactatele, pentru că lactatele sunt pentru animale, nu sunt pentru oameni, că ajută inflamațiile. Aici apropo de cei care au intoleranță la lapte și atunci ne îndreptăm spre produsele fermentate sau le scoatem și, sau adăugăm lactază, enzima care le digeră. Sigur, lactatele din vacă se presupune că au un mic efect pro-inflamator, însă studiile de calitate au arătat că de fapt grăsimile din lapte nu sunt nici pro-inflamatorii, nici anti-inflamatorii, deci sunt de fapt neutre și mai ales lactatele fermentate le putem consuma. Mulțumim tare mult! Dacă le combinăm cu fulgi de ovăz dimineața, o să mai punem și niște fructe. Aici sunt fructele de pădure și subliniez fructele de pădure pentru că prin conținutul ridicat de antioxidanți au efect pe longevitate. Deci mamele tinere, să rămână mamele frumoase, să mănânce zmeură și afine și sigur am spus și beta glucan. Produs, mai avem ouăle. Ouăle aduc tot așa omega 3, mai aduc colină, ne menține mintea tânără și proaspătă și ne mai aduc seleniu, zinc, bune pentru imunitate. Iată astfel un stil de viață conturat, o alimentație corectă, adaptată, atenție caloric nevoilor noastre, activitate fizică zilnică, leger. Chiar și plimbări, chiar somn și toate lucrurile astea sunt extrem de importante. Toate acestea și, în ultimul rând, gânduri frumoase. Mulțumim mult de tot, la mulți cu ani, să aveți plăcere. O zi minunată. Mulțumesc. Și mulțumim frumos pentru informații.